Bine, mă, Edi! Edu-ți, Edu-ți și Iran! Edi! Da, varianta remixată, măi, chiar este mai vivace. Bine, Miche! Miche scrie, Miche! Miche? Mike Perry remix pentru Ed Sheeran, perfect. Am auzit pe 98.3 live de aici de la Ha Ha Production. Îi salutăm pe toți cei de pe Facebook, mulțumim. Bună dimineața! Sunteți cu noi în dimineața asta, le mulțumim celor de la Ha Ha Ha. Cred că unii dintre ei chiar nu au dormit azi noapte. Serios, a avut foarte multă treabă aici la Ha-Ha-Ha și ne-a așteptat și pe noi la 5 fără un sfert atunci când am venit. Păi de ce să mai plece? Era și păcat dacă exact, tot erau pe aici. Să știi că așa ni se întâmplă și nouă câteodată la radio, așa că ar trebui să-i obișnuim și, da, ar trebui să-i obișnuim și pe cei cu care mai lucrăm din când în când. Promiteam artiști de la Ha-Ha-Ha în dimineața asta. Au venit alături de noi Gino și Sere. Bună dimineața! Bună dimineața, București! Bună dimineața! E mai fă o dată, așa că parcă am văzut pe... Da, ești rudă cu... Cu Drake. Cu Kendrick Bună Lamar. Bună dimineața. Kendrick Lamar sau Drake? Hmm? Am înțeles, da. E din ce, mă? Kendrick Lamar approves this message. Nu, serios, acum dacă ai avea de ales, Kendrick Lamar sau Drake? E o alegere grea, boss. Cică Migos. Nu. Boss Malone. Îmi plac ăștia doi mai mult decât mine. Da? Bună dimineața, a venit și vărul lui Ed Sheeran. Ce fă, mă, băiatul? Bună dimineața! Hai că noi ne vedem des pe aici, noi dormim multe noi pe canapelele da? Astea. De câte ori ați dat snooze în această dimineață la alarmă? Eu de două ori. Te-ai trezit? Dar eu îmi pun mereu înainte cu mai mult ca microfon, să dau snooze. Ca să ne și... Deci se aude și ăsta, nu? Se aude și ăla, da. Pe... Cum să nu se audă? Păi crezi că l-am pus de formă? Ce credeai? Are el o formă așa, da. Să știi că are și delay, Bogdan. Spune-mi cum v-ați întâlnit cum s-a întâlnit de fapt, stai așa, cum s-a întâlnit Sore cu Sere la... Sore cu Sere? Da, la... Îți zic eu numitorul comun, Smiley. Da, numitorul comun este Smiley. De ce Sere? Pentru că este o prescurtare a numelui meu de familie, Seredinski. Și am zis, să nu-mi zică lumea Seredinski, pentru că durează 5 ani până pronunț. E un nume grecesc. Nu, este un nume polonez, de origine poloneză. Arăța grec. Mai exact. Glumea. Nou pe la Ha? Da, sunt nou. Cam de cât timp? De un an de zile. Îți petreci nopțile? De la Vocea României. De la Vocea României. Încoace, așa s-a la... Da, așa. N-ai mai scăpat? Cam așa a mers treaba. Tu n-ai mai scăpat sau el n-a mai scăpat, Smiley? Cred că amândoi n-am mai scăpat. A fost reciprocă treaba? Nu, da. Sără, și după câți ani nu mai ești nou? După câți ani nu mai ești nou, sincer, habar n-am. O să lăsăm timpul să decidă acest lucru. Să ne anunți și pe noi, da? Da. Bine. Spune-ne, ce te inspiră pe tine în muzică? Bă, majoritatea piselor pe care le scriu, exact. Adică majoritatea piselor pe care le-am scris până acum sunt despre... Ele. Ele. Exact, mulțumesc foarte. Eu știu un singur artist în România care cântă despre altceva și acela este Cică Petrescu. Wow. El cânta despre alte frumusețe ale vieții, despre alte fericiri, despre ce le place și lor până. Dar eu cred că Alexandru Andrieș ăla cu domnul arhitect, cu, da, cea mai frumoasă zi. Da, și eu credeam că hrușcă, măi. Credeam că hrușcă. Da, mai toată lumea cântă despre dragoste, da? În fel și chip. Ce fel de? Văd chitară, văd așa mai acustic. Cum totul. Cânti tu despre dragoste? În primul rând, nu știu, eu toate piesele pe care le compun le încep să le scriu la chitară. Așa? De aici pleacă linia. De aici pleacă totul. Care este acordul pe care îl asociez cu dragostea? Dă-l. Da. Lasă degetele să vorbească. Ia. A? Nu, unul. Unul singur. Ăsta. E cam nehotărât. Cred că ăsta. De ce acesta și nu... Adică celelalte? Un fel de harpă, așa. Da, nu? Ceva pe acolo o e. O esență minunată. Deci, o esență misterioasă. Acord de menestrel. Dacă ești de un an pe aici, cam câte piese s-au strâns în dosarul tău? S-au strâns destul de multe, nu știu vreo... 17, 18, ceva de genul. Atunci când se scrie, când se produce aici la Ha Ha, când se stă în noaptea și
faceți până la urmă, coaceți piese. Mai colaborați și între voi, adică mai îmbinați și stiluri, că tu ești mai pe dragoste, mai pe nu știu ce. O să vorbim și cu el un pic mai încolo. Vine Juno și te pune cu picioarele pe pământ. Mai pe drag. Avem vreo două demo-uri împreună. Da? Avem vreo două piese. Deci se și așa apar, uite-mă, așa apar fusion-urile, vezi? Exact, așa evoluează muzica cumva. Aici văd la HHH Production, nici mai mult, nici mai puțin de 6 studiouri. Câte studiouri sunt aici? 6 studiouri. 6. Fiecare cameră cu povestea ei cumva. Care e al tău? Așa. Da. Care? Unde te simți cel mai bine? Primul din stânga. Iar tu? Peste tot. Deci clar. Așa se naște. Păi așa da, se naște Fusion. Știi că rapperii sunt peste tot, merg pe la toți artiștii, da, știi? Eu credeam că că dat fiind că e locul lui, Smiley e peste tot, da. Juno, mamă, tu știi de câte ori vine Smiley se plânge că n-are unde să lucreze. I-ați invadat aici. Nici n-avea cum să fie altfel. Uite, uitându-mă la ei, văd așa, exact combinația aceasta care tocmai a ieșit cu Ed Sheeran și cu Eminem. Da, uite, ce onoare. Deci ție îți place Eminem și ție Ed Sheeran. Da, 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 exact, clar. Invers. Ce cântăm în dimineața asta? Începem cu mine? Începem cu tine, păi nu cu tine am început. Nu știi că prima la catalog la e sere. La 10 și jumătate? Nu. Da, prima literă. Stați puțin, băieți, uite. Da. Amândoi, da, în acest moment, 4 versuri împreună, pur și simplu, ce vă vine așa în cap? Facem un jam session. Da, jam de caise session. Da, asta voiam să zic de... Exact, uite. Asta e. Da. Dar despre dragoste, da? Juno pe zonă, știi că zic tot în față. Eu vin cu gemul, ăsta vine cu dulceață. Yeah. De mult nu mai am masă. Fii atent că vin să te învăț despre viață. Dimineața. Oh my god, what was that? De unde a venit? S-a înregistrat. Cum? Puteți să folosiți. La 9:30 când Vladimir o să ne facă un live production aici la HHH Production, o să folosim, uite, scoatem înregistrarea de mai devreme și o să folosim chestiunea asta. Poate producem hashtag așa începe. Hashtag așa începe. Deci ce cântăm, Sere, în dimineața? Hai să dăm drumul. Prima piesă o să fie o piesă de la Smiley. Mm-hmm. O altă ea se numește. Iar apoi aș vrea să vă cânt o strofă și un refren din piesa mea pe care o să o lansez curând. Deci nelansată. Deci nelansată. Mai vii odată pe la noi prin studio. Va urma, Doamne ajută. Da, piesa se numește... Mă rog, o să o prezint. Așa se numește Doamne ajută? piesa pe care o voi lansa în curând se numește Piesa mea de dor. Și hai să-i dăm drumul. Hai, dă-i drumul. Nu mă învăța nimeni la școală cum să fac să fiu fericit. De ce nu se predă în facultate meseria de îndrăgostit? De ce nu mi-ai spus, mamă, că toare, când ai sufletul rănit, că o să mai și plâng câteodată și că viața-i ca o roată, azi ai tot, mâine nimic. Abia când a plecat de tot din viața mea, m-aș fi dorit să mă învețe cineva că iubirea nu doare decât când dispare. Mi-aș fi dorit să mă învețe cineva o altă ea. De ce nu găsește nimeni o formulă logică să ne învețe ce rău și ce-i bine, o rețetă sigură ca să știm când am mers prea departe, sau să știm când am mers prea puțin? De
ce nu scrie nimeni o carte despre tot și despre toate? Să învățăm cum să iubim. Abia când a plecat de tot din viața mea, mi-aș fi dorit să mă învețe cineva că iubirea nu doare decât când dispare, doar până atunci când o să apară o altă ea, o altă ea. Yeah. Da, poate aflăm în... Sere, live. Sere, cum o cheamă? Vă mulțumesc frumos. Sere. Cum o cheamă? Cum o cheamă pe altă ea? Nu pe altă ea, pe cealaltă. Pe cealaltă, piesa mea de dor. Da. Sere, uite, fii atent. Eu am înțeles așa, că okay, o dragoste se vindecă cu alta. Din piesa ta, da? Cui pe cui doi. Se scoate. Nice. Îți spun, de ce nu există o formulă logică? Dragostea n-are legătură cu logica. O carte despre tot și despre toate, domnul Becali a scris-o. și încă ceva, să știi că nu mama spune de ce doare, ci tata ar trebui să spună. El este... Da, piesa spune altceva și mama îmi spune. Sere, el a fost la o fărbarie acest maestru Yoda al matinalului. La o fărbarie este cel mai experimentat dintre noi trei în dimineața asta. E chiar în măsură asta să vorbească. E chiar în măsură, a trecut prin multe de vârsta... Nu, noi facem acum psihanaliza am piesei. Am înțeles. Psihanaliza, da? A fost Sere și pe Juno, să știi că îl cere lumea pe Facebook-ul București FM. Dacă ne auziți la radio pe 98.3, să știți că vedeți totul pe Facebook-ul București FM. Dați un like și un share ca să dăm bucuria sau zâmbetul de la HaHaHa Production mai departe în dimineața asta pe Facebook-urile voastre. Juno! Bună ziua! Bună dimineața! Tu la ce oră te-ai trezit, mă? Nu s-a culcat, dacă ai zis bună ziua. La 6:30. La 6:30. E deja zis și la el. Da, e ok, este iertat. Păi hai să luăm la matinal, dacă se trezește așa de dimineață. Ți-ar plăcea să lucrezi la radio, serios? Ți-ar plăcea să... Nu. Nu? De ce? La televiziune, la radio. Mie nu-mi place să vorbesc așa mult. Aha. Mie doar când scriu, când dau, când așa, în rest n-aș putea să vorbesc atât în continuu. Da, uite ce frumos a ieșit Jam Session-ul. Dar Jam Session-ul ce frumos a ieșit, uite, vezi? Jam-ul e cu Caisa acolo. Am înțeles. Da. Pe cine ai imitat mai devreme cu taca, 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 taca? Pe nimeni, bro. Pe nimeni? Mă rog, cred că... Eu nu cred că s-a rușinat. Cred că toate... Nu. Da, n-a vrut să dea vina pe nimeni. Da, din casă. Tu ai mai scris piese și pentru ceilalți de pe aici? Am scris și pentru una din piesele lui Seri. Pe care, mă, pe asta, cu Doru? Piesa mea de Doru. Am scris a doua strofă, dar n-a dat-o acum. Vă implicați? Și pentru Șeriful am mai scris. Șeriful ăla mare. Da, da, știm. Șeriful? Cine e Șeriful? Ne-ai spus în trecut. Smiley, cine? Da, el e Șeriful aici. Da. Andrei. A, șeful. Nu îi se spune șeful, înțeleg că îi se spune Șeriful. Pentru el sunt piese pe care le știm deja, pe care le cântăm. La care am scris? Uh-huh. De unde vii la ora asta? Așa? Bună întrebare. De câte ori ai fost întrebat? Așa? De câte... Jean, cum îi zice? Nu mai știu cum se numește. Bine, și Jean îl întrebăm pe... A scris atât de mult că nu mai știu ce scrie, da. Da, nu mai știu cum se numește. Cum se numește, mă... Pierdut printre femei, așa. Pe la ce oră vii tu aici, de regulă? Bine, dimineața asta ai făcut o excepție. Noi n-avem program, asta e cel mai tare la artistele aia. Când ai, bine, mai ai și program, dar când e vorba de compus, vii când deci ai. Deci imaginează-ți-l pe Juno mergând 8 ore la serviciu într-o fabrică. Păi oricum vin într-o fabrică și aici, uneori stau mai mult de 8 ore. Păi, dar nu, la aceeași oră, să pleci la aceeași exact, oră. Exact, cu cartelă de pontaj, cu pachetel. Cu pachetel, frumos. Cele. Pachetele ne mai luăm. Da, te duci la bufet. Te duci la bufet, iei masa pe meniul de masă. Da. Știi? Da. Pe cartele de masă. Știi? Cartele de masă, avem aici cantina. Juno, ție cum se spune, faraonul? Nu? Da, eu sunt. Piramide, piramide. Da, arată-ți... Asta e de la Taiga, mi-a plăcut Taiga mult acum câțiva ani. Și nu-ți mai place? Înseamnă... Ba da, îmi place. Poți dar... să scoți cu laser, să știi. Dacă nu-ți mai place. Mi-a zis mama, tu știi cât se roagă de mine să-l scoți fix aseară, mi-a zis. A se uită ea la știri. Doamna mama lui Juno, să știți că eu îl învăț de bine. Să știți că e bine. Adică trebuie nu, să mai bat o dată, bat din potrivă. Tu cu ce ai venit în dimineața asta pe la noi, că avem știri la 9? Cred că a venit cu taxiul, nu? Poate o să le... Cu ce? Lasă-mă! Am un pic din primul meu single la Verile, da? Din păcate, da? Feli nu e aici, o să dau doar o strofă. E un mashup la mine, o să dau și Praf, ultima piesă pe care am scos-o. Și am mai scris eu un pic așa pe un beat de la Phenom, care este un șerif monstruos.
Deci averile ai zis? Da. Averile. Averile sunt praf? Sau ce? Da. Groase. Shift, nu, muzica asta de vagabond nu se face așa ușor. A căzut bursa ieri. Păi nu, și-a revenit azi cu aproape 3%, dar oricum. 144 de milioane. Tot nu e pe compensație. De miliarde, pardon. Nu. Bun, mai avem 7 minute rămase până la 9. Cântăm cu Junon dimineața asta. Strofă vers, da? De la... cum se numește? Cum am zis, mă, averile sunt prave. Eu am mesh-up, le băgăm pe amândouă. Doar una, eu vă cânt toată bucata deodată. Poți să faci un mesh-up pentru cele două? Am beat-ul, instrumentalele lipite frumos, am venit pregătit. Ai venit? Dă-și mie microfonul, treițea. Ia, hai să... Măi, ar trebui să folosim și noi asta. Treițear. Treițear ție. Hai să auzim. Zi bucătare. Dau cu praftă dinamită peste visele de o clipă care merită de frică. Poți fi praf când mintea nu mă ascultă, iar oglinda mă imită. Dar nu sunt același eu, îi dau cu praf. Praftă dinamită, praftă dinamită pentru vise, pentru clipă. Dau cu praf când mintea nu mă ascultă, iar oglinda mă imită. Dar nu sunt același eu, îi dau cu... Mi-amintesc faleza, mi-amintesc totul. Văd mare ca un tsunami, cât de mult te poate face dorul. Yeah. Când doare compas dorul, când ești tare trebuie să nu uiți că ai fost moale. Dar se schimbă totul, simt un fior. Mă uit la piele, se ridică părul, e ceva cu porii. Îmi tot repet când stau pe loc că limita o ascund norii. Iau primul zbor, mă ridic singur, îmi dau seama câte griji am. Fiindcă zborul poate e private, dar viața va fi pusă pe ecran. Yeah. Dau cu praftă dinamită peste visele de o clipă care merită de frică. Poți fi praf când mintea nu mă ascultă, iar oglinda mă imită. Dar nu sunt același eu, îi dau cu praf. Praftă dinamită, praftă dinamită pentru vise, pentru clipă. Dau cu praf când mintea nu mă ascultă, iar oglinda mă imită. Dar nu sunt același eu, îi dau cu... E mai greu azi, credeai că el durează cât mereu. Zi măcar un joc în care cu nivel mai sus nu înseamnă mai greu. Știu un tip arată fix ca mine. Eu sunt junior de la bloc. Am un monstru în poche minge. Când mă panichez îl scot, mi-ar lua tot, mi-ar lăsa baltă. Confuz, ud luarcă, Confucius ochii mișcioacă. O să pun tot, poate așa pleacă. Când mintea fuge după beculețe, drumul scurt până calci pe bec. Privesc oglinda cum reflectă negru. Îi spun atunci eu măcar încerc. Yeah. Dau cu praftă dinamită peste visele de o clipă care merită de frică. Poți fi praf când mintea nu mă ascultă, iar oglinda mă imită. Dar nu sunt același eu, îi dau cu praf. Praftă dinamită, praftă dinamită pentru vise, pentru clipă. Dau cu praf când mintea nu mă ascultă, iar oglinda mă imită. Dar nu sunt același eu, îi dau cu... Dau cu praftă dinamită peste visele de o clipă care merită de o frică. Poți fi praf când mintea nu mă ascultă, iar oglinda mă imită. Dar nu sunt același eu, îi dau cu praf. Praftă dinamită, praftă dinamită pentru vise, pentru clipă. Dau cu praf când mintea nu mă ascultă, oglinda mă imită. Nu sunt același eu, îi dau cu... Praf! Yeah. Oh, bravo, da, domnul, Juno! Aplauzați-l pe Juno, că na, e colegul vostru și prietenul nostru deja. Da, domnul Juno ne-a dat un perdaf, ne-a dat cu praf. Geniștii ar fi geloși cu praful, cu dinamita, cu la-la-la. Asta zic, adică să vină să-l oprească. Da, bună dimineața încă o dată pe 98.3 FM, pe Facebook-ul nostru București FM. Bună dimineața încă o dată și pentru Sere, e în stânga acolo. Sere, ne mai pregătiți. Stai că Sere e... Bună dimineața! Asta este o altă piesă. De acum e o nouă piesă, am scris imediat. Când tagiune am făcut repede. Ai făcut repede o schiță? Da. Când se lansează piesa ta? Cam cât mai durează? Nu știu, eu preconiz... Ce cuvânt nu mai am să zic? Nu, cred că... Auzi tu ții la sărbătorile astea, Valentine's Day, Dragobete... De ce mă întrebi asta? Păi nu știu. Pentru că tu ești cu dragostea, de aceea. Ești cu dragostea. Da. Eu sunt cu dragostea așa. Vestitorul deci, primăverii. Nu am o zi neapărat pe care vreau să ofer. Dar... A, serios? În fiecare zi tu oferi? Da.
Adică ești veșnic disponibil? Ei, atunci ea nu-i cumpărat un cadou de Valentine's Day, să vedem dacă mai ai aceeași impresie despre dragoste. What? Da. What? Sere, Sere, ce scrie la statusul tău la Facebook, single sau in open pe relation single, la pe Facebook? Single? Single. În curând o să fie album. Deci, older... așa, așa, dar cei care... Eu nu te cred. Jesus, da, foarte bun. O să all the single ladies, all the single cum zicea ladies. O clasică, să fie cu ochii pe el. Poftiți la Sere, fiți cu ochii pe el. Dacă ne auziți la radio, intrați pe Facebook-ul nostru. Like, share, mai departe. Da, pentru că Sere... Ce ne cânti... Piesa mea, piesa mea de dor. Piesa mea de dor. O să cânt doar o strofă și un refren, pentru că mai multe vreau să vedeți voi. Da. Nu știu, poate. Iar Sere, să vă placă. Sere, piesa asta are efect de seră? Sincer, sper să da. Da? Să crească căldură. Atunci da, căldură, ne dai mostra aia bună, știi? Hai să auzim. Mereu parfumurile miros mai bine când sunt mai mici. Din milioane de piese de dragoste, n-am găsit niciuna pentru ea. Dacă e liniște, cred că-mi pierd mințile. Vreau să scriu o piesă pentru ea. Stau și caut printre aminti. E ca un film ce merge pe repeat. Vreau să pun în versuri ce-am trăit, chiar dacă ceasul nostru de mult s-a oprit. Asta piesa mea de dor, pe care o ascult să-mi fie ușor. Să te simt și azi la fel ca ieri. Poate te-ntorci, eu încă mai sper. Asta e piesa mea de dor, de dor, de dor, de dor. Piesa mea de dor, de dor, de dor, de dor. Piesa mea de dor, de dor, de dor, de dor. Piesa mea de dor, de dor, de dor, de dor. Piesa lui de dor, de dor, de dor, de dor, de dor. Restul peste două săptămâni de dragobete. Da? Da, da? Deci nu de Valentine's. Măi, stăteam și mă uitam la body language-ul fetelor și am văzut că deja începeau să se miște, să ridice mâinile, așa. E cu, deci e cu efect de seră, Sere. Așa o să se întâmple Sere și când o să lansez piesa. De acum încolo nu o să mai folosim cuvântul, expresia cu efect de seră. Efect de sere. Exact, asta transmite. Da, în dimineața asta suntem live de la HaHaHa Production. Vedeți totul și pe Facebook-ul București FM, cu atât mai mult cu cât noi am pregătit acum o surpriză, pentru că avem pe cineva aici care vrea să ne facă o producție live. Noi n-am mai făcut asta niciodată la radio, nu știu dacă s-a mai văzut, s-a mai făcut. Eu am mai văzut câțiva premieră. Artiști care au produs o piesă live pe net, dar la radio nu cred să se mai fi făcut. În dimineața asta îl salutăm și vreau să-i dăm un microfon, da, lui Vladimir. Juno, uite, luăm microfonul de la Juno. Sere, mulțumim. Juno, mulțumim. Băieți ca voi nu găsim. Ei, ei. Da. Bună dimineața, Vladimir. Neața. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. De cât timp ești la H? De vreo 7 ore. Da. Nu, de la 7 dimineața. Așa. El e matinal. Și, da, și în general încerc să-mi dau seama, cred că din 2014 am pus prima dată piciorul aici. Și cum ai ajuns aici? De ce ai ajuns aici, pardon? Exact. A, printr-un prieten al unui prieten al unui prieten al unui prieten. Așa se face? Deci, da. Deci prin pile. PCR. Pile, cunoștințe, relații. Tot timpul. Da? It's not what you do, it's who you know. Acum, serios, trebuie să le spunem celor care ascultă acasă și vor să înțeleagă niște lucruri din industrie și poate vor și ei să producă o piesă la un moment dat sau să devină artiști. Nu e chiar așa. Adică ce-ți trebuie ca să ajungi la... Repetiție. Multă repetiție. Multă repetiție. Tu de când faci ceea ce faci? Aoleu. Ești aici producer? Sunt aici producer. Eu inițial nu am vrut să fiu producer. Dar ce ai vrut să fii? Smiley. Nu. Sheriff fac Smiley. Nu. Am avut eu un film în care mie nu-mi plăcea să produc și să lucrez la piese și să scriu. Da? Și mi-am făcut un sistem în care mergeam cu calculatorul după mine și mă puneam pe scenă și făceam muzica pe loc. Și mi-a plăcut atât de mult și am lucrat atât de mult la sistemul ăla
încât am ajuns să fac piese cu sistemul ăla și tot producător am ajuns. Deci pe rețeta domnului Kalkbrenner, nu? Da, pe acolo, da. Ceva, aha. Ceva. Când ai venit aici, te-ai ocupat direct de producție sau ai făcut și altceva? Când am venit aici, eu am fost inițial semnat ca artist, ca DJ. Și mergeam în cluburi și nu puneam muzică, ci o făceam pe loc cu sistemul ăla, dar eram comunicat și vândut ca un DJ. Spune-ne ce piese ți-au trecut prin mână în ăștia 4 ani de când ești aici, aproape 4 ani. Păi, dintre cele pe care noi le știm, le cântăm și le auzim sau le dăm la radio. Sigur, cea mai notabilă este, cred, De unde vii la ora asta. Am lucrat împreună cu... Deci tu ai produs împreună cu... Nu, sunt parte din echipa de producție pe De unde vii la ora asta. Șerban, nu? Șerban, of course, Șerban este un monstru. Șerban este sacru. Creierul, Șerban, of course, da. And the boss. Da, da, da. Deci Smiley este șeriful. Da. Șerban este... Ce porecl are? I-ați găsit vreuna? Are mai multe, are mai Simuna, multe. Prima de zi. Cea mai ursul. Ursul, ok. Ursul, el este the bear, el este, da, este o forță a naturii. Protejat deci, prin lege la... De unde vii la ora asta? De unde vii la ora asta? Domnul Smiley. Sunt niște piese... Care a fost cea mai grea parte de făcut în piesa De unde vii la ora asta? Unde te-ai chinuit cel mai mult? Unde v-ați chinuit cel mai mult? Măi, practic eu am lucrat la instrumental împreună cu Florin Boca, care este un alt producător absolut incredibil aici. Și a fost o treabă foarte interesantă în care eu urma să plec. Urma să plec acasă și am... Deci nu ca domnul Hagi. Nu, nu, nu. Și am băgat capul în studio. Băi, ce faci? Mă merg acasă, la care, băi, uite, lucrez la piesa asta, ce faci pe ea? Păi, uite, vreau să facem așa, ai nevoie de o chitară? Bine. Păi, haide, iau chitară, am început să trag chitară, după care am tras și basul, după care am tras percuția, după care am tras toate chestiile. Și gata piesa. Noi doi a ieșit... Un cap pe ușă vârât la momentul potrivit, da, naște exact, un hit, exact. Uite. Exact, așa, exact. Așa a ieșit instrumentalul acelei piese, care era deja scrisă, adică Andrei deja o scrisese. Andrei Smiley. Andrei Smiley, da, 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 da. Smiley deja o scrisese. Smiley, by the way, este cel mai bun songwriter pe care îl cunosc. Este absolut incredibil. Are mâna pusă pe mai multe piese decât vă imaginați, ca songwriter, ca scriitor și ca el și behind the scenes. Când lucrați la piesă și tot dați replay la prima strofă, da. Era trecut de două noaptea? Am stat, eu personal am stat până la 10 în seara aia și am ajuns a doua zi. Atunci piesa s-a făcut repede, nu în 6 luni. Nu, eu urma să plec, era vreo 7 sau 6. Deci producția s-a făcut într-o noapte, două, după care... Producția pe instrumental. Și dar urmă s-a mai lucrat, am mix, mai venit. Mix, master, nebunii. Da, 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 da. Vladimir, deci Andrei, Smiley este șeriful, Șerban, creierul este ursul. Nu este, nu, eu? Iar tu? Eu sunt wizard. Ah, Wizard. E vrăjitorul de seama, după ce a scris piesa și a terminat la 10 seara, a scris acolo jos Elvis has left the building. Noi promiteam inclusiv se comunică public asta. Eu am hashtag-ul meu, am hashtag Wizard. Wizard. Noi promiteam o premieră în dimineața asta. Vreau să ne spui ce o să faci în dimineața asta pentru cei care ne primesc pe prezintă-ne jucăria. Sistemul pe Facebook. Este compus din un laptop. Da. Așa, cu o PC sau PC. Așa. Cu o interfață. Ce audio externă, da. Butoanele alea colorate ce sunt? Exact. Butoanele alea colorate sunt parte din Ableton Push, care este practic o telecomandă. Poți să? Adică dacă apăsă de ceva, nu explodează nimic, nu? Nu explodează absolut nimic. Haide că venim aici. Ai văzut butoane colorate, gata. Și creioane colorate. Doar astea colorate, te rog să... Doar astea colorate? Dacă apăs cu asta, intră heterodina sau ce? Nu. Doar că... Intră publicitate. Poți să ștergi ce ai făcut. Așa. Mi-a plăcut. Bun. Și dacă... Exact. Am sample-uri și... Super. Am și note, dacă vrei. Așa. Nota 10 avem. El e cu ritmul. Foarte bine. Da. Deci, pe toată... Cum se numește... Ableton Push. Ableton Push pentru că softul în care lucrez se numește Ableton. Da. Și domnul Barry, avem profesioniști. Da, așa. Așa se face. Ai văzut? Da. Da, așa. Bun. Ce facem cu nenorocirea asta? Nenorocirea asta face următorul lucru. Vreau să mă folosesc de această nenorocire, da, să vă arăt cel mai mare secret al cred că muzicii în general și din toată industria muzicală și din tot cea mai importantă bucată de informație pe care o veți ști vreodată, o aflați acum.
Și anume, cum enunți acest secret? Magicianule, deci, secretul, secretul ce am spus mai devreme, secretul este repetiția. Aha. Este o treabă neurologică. Omul, când ascultă ceva în rând, în rând repetat, da, începe să o perceapă ca fiind muzică. Ca să demonstrez chestia asta, o să fac următorul lucru. O să iau un microfon, îl pun aici, apăs pe record. Deci lucrez cu Ableton, să le spunem oamenilor. Da, pentru că iPush-ul e absolut logic să fie Ableton. Cu acest microfon ce se întâmplă? Cu acest microfon vreau doar să verific că înregistrează. Așa. Și nu înregistrează, deci o să-i dau un pack. Perfect. Așa. S-a rezolvat. Și acum înregistrează. Bun. Perfect. Și? Acum, eu vreau să alegi o, nu știu, fraza ta preferată sau ceva. Puteți să spuneți neața, neața. Bună dimineața, București. Bună dimineața, București. Ok, vreau să spui aici, bună dimineața, București. Bună dimineața, București. Perfect. Acum, noi avem această înregistrare care este un aparent, sample. Un sample, da. Sper să văd, stai să văd cum se întâmplă. Bună dimineața, București. Facebook ce face. Aoleu. Ok, am ce dat voce de divă. Așa. Mulțumesc. Bun. Și acum, o să iau, hai să fac o treabă. O să mut un pic niște mici chestii aici. Așa. Set 1.1 here. Trebuie acolo doar să niște comenzi, niște facem noi niște cue point-uri. Da, noi încercăm să producem acum. O jumătate de piesă, un sfert de piesă, poate exact. Poate folosim dacă ca tot jingle. Am venit la ha-ha-ha, da. Plecăm și noi cu un hit de aici, exact, nu? Exact, da. Și fiți atenți, deocamdată am această acest loop acum. Mă rog, am cam pufăit acolo. Nu este nicio problemă. Da, și acum, fii atent, o să iau asta și o să o fac brusc. Ctrl-A, Ctrl-U. Așa. Pam la mamă. Dimineața, București. Dimineața, București. Super. Dimineața, București. Dimineața, București. Dimineața, e ca gașca mea de la HQ, așa. Da. Dimineața, București. Dimineața, București. Dimineața, București. Poți să oprești asta, te rog, că nu-mi place vocea de aia. Dimineața, București. Dimineața, București. Deci sună într-o mare fel. E acel tacataca despre care zicea Juno. Deci acum dacă îmi scriam chestia asta la Credidam și la așa, cred că luam niște bani la cât am repetat. Da, poți să ții niște bani, poți să ții niște bani. Acum. Da? Fii atent ce se întâmplă în momentul în care îi adaug un ritm. Dimineața, București. Dimineața, București. Super. Dimineața, București. Dimineața, București. E dimineața la București, de fapt, așa am zis. E dimineața la București. E dimineața la și fac și playback. Da, deci se poate face și asta. Dimineața, București. Dimineața, București. Dimineața, București. De fapt, noi percepem acum altceva decât am zis eu în mod inițial. Dimineața, București. Dimineața, București. Super. Așa. Da. Da. Dimineața, București. Dimineața, București. Așa. Așa. Acum tot ce trebuie să fac este să mut ăsta. Dimineața, București. Dimineața. Încerc să-l pun un pic mai pe timp, așa. Aoleu. Da. S-a ars ceva? Nu știu. Aparent toate becurile funcționează, este ok? Da, aparent am pierdut sesiunea. O să fac mi s-a blocat calculatorul. Deci am reușit să-ți blochez calculatorul? Da, este numai vina ta. Întotdeauna este întregime vina este ta. Este vina mea. Când, când ceva nu funcționează în radio, asta este numai vina mea și atunci când funcționează totul, tot eu sunt de vină. Da, nu, știi cum e? E ca cu sunetiștii de live. Da. Dacă a ieșit bine cântarea, artistul, mamă ce bine a cântat artistul, ce tare. Dacă n-a ieșit bine cântarea, mamă, sunetistul a făcut fost. Sunetul eu, prost, una numai, până reglăm sesiunea acolo și până auzim ce e de făcut. Vreau să revenim la muzică în dimineața asta și să auzim o super piesă de la DJ Snake. Îți place DJ Snake, Vladimir? Vladimir? Îl urmărești pe Snake? Bă, este foarte talentat. De dinainte de Linon talentat. Sau... Nu, dar DJ Snake a mai făcut niște chestii foarte interesante înainte de Linon. Deci îl urmărește dinainte, știi de... Nu, știu că a făcut, dar cred că mi-a intrat în vizor de la Linon încolo. Mm-hmm. Da. Nouă tuturor ne-a intrat în vizor. Mm-hmm. Primul mare succes de vizor, da. Hai să ascultăm de la DJ Snake o piesă. A momentului revenim pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro cu Vladimir. Mai avem invitați Jean Gavril și Sore imediat. Bună dimineața, București! Love you in every way, de la DJ Snake. Am auzit piesa asta la 9:27 de minute. A venit pe la noi Sorei. Bună dimineața. Sore pe cer. Da, nu prea. Sore Nation, bună dimineața. Bună dimineața. Bine v-am găsit, bine ați venit la noi. Sore Nation, cred că ne salută grupul tău frumos de fani. E noua variantă. Comunitatea.
da, fan grupurilor, comunitatea ta de online și nu numai, pentru că te urmăresc, înțeleg, și pe la concerte, și pe la cântări, și pe la televiziune, și pe la radio, și peste tot pe unde mergi tu. Apropo, unde te vedem noi data viitoare în concert? Acum curând. Acum curând, nu știu, nu să prea? Vă spun, nu? Dar pot să vă spun că foarte curând, săptămâna viitoare, lansez o piesă nouă. Ulala! Ulala! Se numește? Se numește Dintr-o mie de femei. Poftim? Da. Da, bărbați, nu? A gătit sore, da, uite. Stai un pic, ce ai făcut? Te reorientezi? Mai ai să vezi, în momentul în care vei asculta piesa, vei avea o mică confuzie, în sensul că... Păi deja am. Deja ai, nu? Uite, poți să-ți citezi niște versuri din refren, și anume, dintr-o mie de femei, da, eu te văd doar pe tine. Aoleo, mamă. Ok, mamă, ce-a vrut, da, să zic autoarea? Păi, adică ea se mai află cu 999 de femei într-o cameră, într-o cameră. Și disecăm bărbații. Na, a, nu, înțeles. Au nu, ele nu, un laborator. Nu este despre asta vorba, dar uite, vă invit pe data de 13 februarie să auziți și să vedeți. 13? De ce pe 13? Februarie. Atunci lăsăm. Dar de ce pe 13? Când pe 14 este pe lan... Așa s-a... Aici cum se programează lansările pieselor și ale videoclipurilor? Lazar? Lazar? Random, pe calendar, nu, Lazar? N-ai auzit în Bobi? Da, în și Bob, știi, în general, 13 februarie, 13 este o zi cu foarte mare noroc, mai pentru ales tine, că pică și marțea, da? Adică să marți fie cu noroc, ce să zic. Da? Da. O să fie. N-ai Hai. Venit singură. N-am venit singură. Întotdeauna ești... alături de tine este prietena ta, Bătăușa, cu cahonul. Da, întotdeauna Raluca. I-am spus fata cu cahonul, Raluca. Da, e Bătăușa, așa i-a spus Marius, Bătăușa, pentru că ea bate la cahon, la cajonul, care la este, cajonul Nelidei. Apropo, care este pluralul la cahon? Să ne spună Raluca. Calones. Bună dimineața. Am zis, de ce? Da. Cine a zis? Am zis cahones. 10%. Era cu A, nu era cu O. Da. Formula nu este completă fără Dani. Bună dimineața. La chitară. Bună dimineața. Unde ai găsit pe copiii ăștia frumoși? Ei m-au găsit pe mine, nu-i așa? Ei te-au găsit. Tu te lași căutată, stocărită? Măi, cumva viața mi-a demonstrat că oamenii care trebuie să se întâlnească, se întâlnesc. Absolut. Și am avut norocul să, nu știu, să ne înțelegem foarte bine și să rămânem împreună. Ai fani de ăștia înfocați spre a fi considerat stalkeri? Stalkeri, nu, Doamne ferește. Nu, nu? Mai întreb. Nu, sunt oameni care ești sunt alături de mine, efectiv. Deci nu ai stalkeri, n-ai de aia care te sună noaptea, nu, îți bat la ușă, te urmăresc în piață, Doamne, cred îți fac cumpărăturile. Un pic freaky. Da? N-aș vrea nu să ți s-a întâmplat, nu ți s-a întâmplat niciodată? Nu mi s-a întâmplat. Sau un fan prea înfocat? Am avut odată, acum foarte mult timp, un băiat care mi-a dat un mesaj pe Messenger pe Facebook și mi-a zis toate datele mele din buletin. Au. Și atunci m-am cam păi sperit. Păi te-ai cam sperit, nu? Un pic așa, da. Eu cred că era de la SRI sau de la Evidența Populației. Cine știe ce vrea să-mi transmită, nu știu, impozită de plătit ceva? Nu, chiar eram la zi cu totul, da. Wow. Da. Dar cum se întâmplă? Cum poți să faci rost de datele cuiva? Păi nu ai investigat? Că nu am întrebat. Adică mi-a fost teamă să pun întrebare. Te-a înfricoșat așa un pic? M-am înfricoșat, sincer, și atunci am luat decizia să mă mut din adresa din buletin. În rest, rochia de mireasă. Și acum unde stai? Ți-ai spune, dar rochia de mireasă, ți-ai ales-o? Rochia de mireasă, nu, de ce m-am mărit? Păi nu știu. Așa nu umblă vorba în târg? Nu știu, n-am. Păi noi am văzut pozele acelea, ții minte. A, de mult, a fost pur și simplu un shooting. Știm, am vorbit despre asta, dar erau între timp te-ai mai răzgândit? Nu. Erau doar poze de... Bătăușa are, shooting are, deci e pe violență, clar. Erau doar poze de copertă, nu erau poze de album foto, nu? Nu. Apropo de album, că îmi place cum sună ideea de album. Da. M-am gândit că poate e momentul să fac un pas înspre a lansa și un album cândva în curând. Vrei să strângi toate hiturile de până acum? Sore. Să știi că aș vrea să lansez numai melodii noi. Ah, sore, melodii este noi. Timpul. Bun. Pentru că nu mai e single, noi știm. Da. Ești album. Exact. Ce se întâmplă? Uite că a fost iarna asta cam ciudat așa, adică am avut iarnă doar noaptea și primăvară ziua, că noaptea au fost temperaturile cu minus, ziua 10-15 grade Celsius, 18 la un moment dat acum câteva zile. Ce se întâmplă atunci când vremea era cu tine? Ce faci tu atunci când vremea era? Compun, îmi place, sunt inspirată de vremea tristă. Tristă, adică ploioasă. Ploioasă. Deci ești meteosensibilă și sunt într-un fel. Sunt meteosensibilă și cumva, deși până acum am fost inspirată să scriu multe balade sau piese melancolice sau tot în direcția vremii, acum vremea m-a inspirat să compun foarte multe melodii
vestele ritmate, optimate, adică nu doine, de la balade nu doine. Te întrebăm pentru că nu de la ruși vine ploaia, ci din genunchiul lui Răzvan Petre, asta pot să spun eu, sigur, de acolo se dă ora exactă. Din gleznă. De acolo se dă ora exactă dau, și știm și noi dacă vine vreo furtună. Da, eu dau vremea din gleznă, să știi. Da. Joc de glezne, nu? Păi da, după ce îți rup piciorul de vreo 3 ore, îți dai seama, poți să te faci meteorolog. Deci Răzvan, ai văzut? Băieți, ați văzut? Sora nu a vrut să ne cânte 4 versuri, ne-a recitat. Da, pentru că am zis să ne mai vedem odată. Totul este surpriză. Oricum ne vedem. Ne mai vedem odată. Oricum ne vedem. Fii atent, ne forțează mâna să chemăm în studio. Ok, sunt de acord cu asta, dar facem tot matinalul împreună. Adică ne trezim frumos, la ora 5 și jumătate, mergem la radio. Și prezint și știrile. Trebuie să-mi iau vocea aceea de radio, pentru că am observat toți oamenii de radio în momentul în care vorbesc fără microfon, vorbesc într-un fel și în momentul în care vin la microfon spun: bună dimineața, suntem la București FM și ascultați aici în direct de la HAHA Production. Nu știu despre cine vorbești. Un live session de excepție. Și în rest ei vorbesc așa: asta e vocea naturală. Serios, dacă ai lucrat la radio, ce rol ți-ai lua în emisiune? Adică ce ți-ar plăcea să faci? Știri, dacă ai face matinal știri, cu noi, să pui muzică, și spune publicitate. Și acum publicitate cu Sorei. Da, eu sunt destul de bâlbâită și în general când am prezentat emisiuni la televizor, îmi era destul de greu să fiu coerentă, în sensul că farmecul meu șade în bâlbâială și de fiecare dată când trebuia să citesc prompterul și să fiu foarte serioasă, tocmai pentru că mă chinuiam, dădeam niște bâlbe de făceau deliciul emisiunii. Să știi că și Skatman a fost delicios. Poți să rămâi într-o bâlbâială cu bună dimineața București și o folosim noi ca jingle. Da, uite că tot încercam, Vladimir încă mai încercă să producă nebunia pe care am făcut-o mai devreme și o să auzim finalul la un moment dat. La dimineața asta vreau să te rog să ne și cânti. Da. Atunci când vremea era, că mie îmi place tare mult piesa asta. Sunt nebunie după. De fapt, știi, nu, trebuie să îți mai spun. Atunci când tu vremea bună totuși. Uite, văd că iese niște soare, exact. Da. Știi ce am înțeles eu din piesa? Când soare apare, soarele răsare. Da, atunci când vremea era, vremurile se îmbunează. Doamne ajută. Da, ai văzut ce se întâmplă pe piața Nasdaq, pe Nasdaq, pe la bursă, pe la Nu urmărești. N-ai credite în euro, în lei? N-ai un Bitcoin, n-ai nimic. Bitcoin nimic. Băi, nici măcar un Bitcoin n-am, dacă l-aveam, ce bogată. Nu plănuiesc să-ți faci un credit ipotecar, ceva, că depinzi de bursă. Noi îți dăm, deci ești o persoană fericită. Sore, pe asta se bazează zâmbetul ei. Sore, pentru că ne bucurăm că ne-am revăzut, noi îți dăm coinul și Vladimir îți dă bitul. Ce frumos. Încă mai lucrează Vladimir. Hai să cântăm acum în dimineața asta cu Sore live pe 98.3 București FM, chiar dacă e vremea rea. Da, apoi un pic din Ultima Lacrimă și Beautiful Life, ca să terminăm optimist. Doar un strop din Ultima Lacrimă, nu toată. Un strop, da, că să fie un strop de lacrimă.
și tu odată cu ea, dispar și tu odată cu ea. Cu timpul te voi uita, dispar și tu odată cu ea. Tot ce-ți voi lăsa e lacrima din mirada. Oh, 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 yeah. Oh, oh. Hey, sore, live aici din studiourile, ha, ha, ha. Uite, chiar... Mai avea da? O piesă, da. Acum cânti tu, serios. Chiar dacă vremea era, bag noi suntem aici, Dani, la ha-ha-ha. Da, e bine? Nu. Așa? Un, doi, trei și, domnul Bari. Hai. Chiar dacă vremea era, noi suntem aici, la ha-ha-ha. Yeah. Și uite, uite așa, ce spunem doar atât. Bună dimineața. Și iartă-ne că ne-am băgat și peste piesa ta. Mai am o melodie ca să cântăm împreună. Așa? Începe cu un refren exact. Am nevoie de voi, de backing vocal. Ok, okay, bun, gata. Okay. Mai trebuie să facem o repetiție. Da, the 90s. Nu, noi vrem din prima. Noi okay. Nouă ne iese cum. Așa. Ne dă Dani acordul. Okay. Ia să vedem. Ușor așa din număr simțim ritmul, da? Shuap, shuap. Pregătim. Shuap, shuap. Tell you no, you tell me yes. It's a sin that I have to confess. Oh baby, you know I'm in love. Oh you're so nice and you're mine. It's so wrong but it's gotta be right. Cause baby, yeah baby, gata. Da. 2, 3 și la la la. It's such a beautiful la la la. I only need you by my side. And everything is alright as long as we are. It's alright. Equipa. La la la. It's such a beautiful la. Îi dăm cu ha-ha-ha, da? 2, 3 și ha-ha-ha. It's such a beautiful life. I only need you by my side. And everything is alright, boy. It's alright. She ha-ha-ha. It's such a beautiful ha-ha-ha. I only need you. And everything is alright, boy. It's alright. You're one of a kind. Și freestyle, dacă ne ții ritm. Ia stai să vedem. Dăm un freestyle, Bari? Dăm, hai dăm, să dăm. Vezi că știi și cu de asta. Ok, ok.
Am zis cu ha-ha-ha cu sore de pe canapea. Bună dimineața, București, vino să te fericești. Răzvan, Marius și Bari, Doamne ajută, ai să ai vreme ca în safari. Dar acum e ceață, e cam dis de dimineață. Ne-am trezit, nu ne-am spălat pe față, am dar venit. Dar facem față, hey! Poate ne ajută și Juno. Nu mai sta în ușă, alătură de vino. Nebuno, hey! Cu geaca ta albastră. Bună dimineața, București, live de la Ha 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 Production. Da, am făcut un moment special. Felicitări, sore, felicitări. Hai că ți-a plăcut de noi în dimineața asta. Bravo. Nu am mai pățit așa ceva. Jeane, vino să te salutăm. Mi-aș fi plăcut să ni se fie alăturat și Jean Gabriel, că sigur mai făcea el. Vino încoace, că nu... Să știi că nu ne-am bătut niciun invitat. Predam sau cu niciun invitat în nicio dimineață. Aplauze pentru Sore. Sore! Aplauze și pentru Dani și pentru Raluca. Raluca! Raluca, da. Să nu dai la față, te rog. Trebuie să ne vadă lumea pe București FM. Da, am înțeles că jandarmeria o să facă imagine pe Raluca. Avem 16 minute la dispoziție să mai vorbim și cu domnul Jean, să mai și cântăm. Bună dimineața, domnul Jean. Mister Jean, ce facem? Ce microfonul lui Jean? Nu, este ăla de vorbit. Da, okay. Măi, Jean, trebuie să folosim și stativul cu omul să și cânte. Avem multă treabă. Poate ne ajută cineva. Ce faci, Jean? Hai să nu lasă că se ocupe cineva de stative și de asta. De noi ai cam uitat. Ai cam exact. Adică nu ai mai venit pe la noi. Noi te-am sunat, păi tu ne-ai uitat. Întrebați pe oamenii de față prezenți. Așa. De când ai fost în America, ți-ai pierdut și glasul. Un pic mai tare. Ce ai făcut? Am stat, am scris, am compus. Așa. Mă bucur că a apărut și Lucian pe aici, producătorul cu care am lucrat cel mai mult și... Puteai să vii, stai cu noi. Bă, compuneam. Să stau nu e productiv, să știi. Păi nu, au, să dăm productiv. Nu e ha-ha-ha productiv. Deci noi exact. Nu ne-am mai întâlnit de aproape jumătate de an. Ce s-a întâmplat între timp? Păi, doar ce mă întorsesem din America sau ceva de genul. Așa, nu doar ce plecai. Doar ce plecam. Doar ce plecai în America. I-a fost frică că o să-i cerem magneți. Așa? Zic că chiar am adus niște chestii în America, că nu le-am dat. Încă, nimănui, da? Da. Deci, am intrat într-un modul de hibernare după ce m-am întors din America. Și el e urs. M-am apucat din nou de școală, adică, mă rog, începuse facultatea din nou și... Ai terminat-o? Nu. Acum o să termin. Da? Așa? Sesiune? A, nu. Până la vară, adică. Licență? Lasă-mă omul să zică ce are de zis, că ești pe timpul lui. Am un examen peste 2 ore, adică. Așa? Da. Și totul bine și frumos. Am stat la studio. Adică... Mă, sigur? Bă, sigur. Adică pentru nici măcar că n-am mai ieșit. Eu te tot sun de un jingle, era să zic, de un single. Era Răzvan, când mă sună, mă găsește ori acasă, ori la studio și așa. Hai mă că sunt în 5.000 G-ul cu mai multă lume. Și noi avem studio, știi? Știu. Mm-hmm. N-am fost la nimeni. Am fost eu la altcineva. Nu știu. Mă certați acum? Nu. În niciun caz. Muzical vorbind, ce mai copt acolo că în laborator? Dacă tot erai ocupat tot timpul în care te-am sunat aici la ha-ha-ha, să ne spui ce ai făcut, dacă tot erai pe aici. Ce ai compus? Câte piese? Gata. Sunt aproape 6. Mă rog, ele sunt la varianta de demo, adică nu sunt așa. Mix master. Sunt vreo 6-7 pe care urmează să le discutăm, să le vedem cum le lansăm și ordinea lor, ce filmăm, ce nu filmăm. O să pună multă lume suflet aici. Dintre așa. Toate, care îți place cel mai mult? Care te-a atins cel mai mult, mai adânc? Ai de mine. Prima de mine. L-ai provocat. L-ai încurcat. Ar fi surprins, dar cea mai bună ca scris și ca stare, așa, e scris acum 3 zile și se numește Ultimul Val. Și cum e Ultimul Val ăsta? E trist. A, de ce? E pentru... Stai puțin, e Ultimul Val, că el e de la Constanță. De ce? E cu Madagascar. Du-te mai des la mare și... Că acolo stă timpul valuri. Am fost acasă de mult. De la lasă că știu eu, am fost invitat la o petrecere la care ai cântat, era un majorat. Da? Uh-huh. Da. Ha. Vezi? N-am reușit să ajung, căci m-am dus la Brașov. Bun, ce ne cânti? Da. Băi... Sincer, nu știu, dacă vreți să mă testați sau ceva, deși nu vreau asta. Nu. V-aș cânta Picioarele Reci. Sau Picioarele Reci. Odată. Parcă nu v-aș cânta chestii din astea nelansate. Cum nelansate? Chestii nelansate de bucătărie. Adică, eu vorbesc despre niște lucruri Jean, pe care nu o să plec. Jean, s-a lansat SpaceX și tu nu... Aseară la ora 11.30, 12.00. Erai cu ochii pe net. Eram acolo, da. Pe istorie, man. Ți-ar fi plăcut să fi fost în mașinuța aia?
Bă, în sincer, racheta aceea. Am crezut că e o glumă. Am înțeles că da, domnii de la accidente ușoare deja sunt a fost, cu ochii a fost în patru. A fost super aroganță din partea lui Elon Musk. De să ce? Să-și pună o mașinuță Tesla în rachetă și da, să... Dar ce vrei să pună? Păi, o altă mașină concurentă? Un aro de la Brașov? Adică... Asta e un semn pentru că, un semn despre el, pentru că e un om super genial și... Mm-hmm. Prin sarcasmul ăsta lui dovedește că e mai inteligent decât pare și ar trebui să ne fie frică de el. Aoleu. Părerea mea. Aoleu. Da. Auzi, dacă ar fi să cânti o piesă care s-a scris și s-a produs aici la Ha-Ha-Ha, dacă ți-ai fi dorit foarte mult o piesă, care ar fi fost aia? Dar nu e dintre a ta. Toate câte, dar, nu a dar nu e a ta. Ta. Dintre toate câte s-au făcut aici, au ieșit la radio, la televiziune, în cântări. Da, știu, e simplu. Oficială merge bine. Hai să auzi. Aoleu. Ai un minut? Hai, uite. Ai un minut să te joci. Nu contează, oficial improvizăm. Merge bine. Ne-ai văzut mai devreme, nu te-am inspirat? Uite, Juno a improvizat. Uite, avem acolo... Sere la fel. Sore la fel. Jean? Am reușit să facem mixul pe nebunie. Ia să auzim. Uite. Stai să vezi ce am făcut noi mai devreme. Deci Vladimir îți face noi am făcut ceva mai greu decât ce te-am provocat pe tine să faci. Vladimir, hai să auzim repejor într-un minut ce am făcut acolo, ce a ieșit. Păi da, nu plecăm de la Ha-Ha-Ha fără hit-ul, nu. Exact. Da. Bun. Ia. Păi, noi am început cu asta, începusem. Așa? Să pornească. Ok, iar s-a blocat, nu? Dăm. Nu. Bine, ia. Hai mă, ce faci? Pornești? Iar Neața București. Deci avem pasta, okay. După care am luat-o și am pus-o un pic mai pe timp. Neața București. Așa? Neața București. Am luat-o și am făcut-o mai interesantă. Neața București. Neața București. Neața București. Mamă, e deja dată. Exact. Acum ești Barry White. E deja ca portocale. Da. Și acum tot ce trebuie să faci este să adaugi un beat. Neața București. Neața București. Neața București. Awesome. Și avem și jingle nou. Ia uzi. Neața București. Și mai mult. Adăugăm un pic de procesare și pe voce. Și dacă vrem să o facem mai de vară, putem să facem și așa. Eu sunt reggaetonul noului sponsor. Despacito, ține-te bine, venim. Totul de la vocea aia. Da. Totul dată este... în glumă, așa? Da, totul e de la voi. Vladimir, deci, băi, you are the artist. Toată povestea asta e glumă. Nu mai, se pare sună glumă. Luat în serios. Auzi, tu știi câte piese super hit pornesc de la glume? Nu-i da lui Vladimir o cutie metalică. Asta este una dintre ele, vreau să o terminăm. Vladimir, nu sunt glume, e joacă. Hai să spune joacă, nu glumă. Joacă. Vladimir a reușit să facă o întreagă piesă, mă uitam zilele trecute pe YouTube dintr-o cutie. Mulțumim tare mult, ar trebui să facem chestia asta mai Vladimir ar trebui să facem chestia asta mai des și mai elaborat. Dar ne întoarcem la Jean pentru că el crede că a scăpat. Spune-ne Jean, mai toți colegii tăi din această dimineață ne-au tot vorbit despre albume, despre discuri, despre colecții, despre nebunii. Te-ai gândit? El ne vorbește despre SpaceX. Ești nostalgic, îți plac albumele sau preferi câte un single? A început de ieri să cadă câte un single și asta. Cred că, mă rog, eu am mai multe chestii de spus și eu sunt, știți, ăla supărat sau ăla care spune lucrurile, adevărul adevărat și ăla care nu se spun. Și adevărul tău este azi? Pe mine mă supără un pic faptul că artiștii nu-și mai scot albume. Așa, ok. Niște puturoși, nu? Acum a revenit industria cu vinilurile, asta e o treabă marfă. Un album ar trebui să fie format din, să aibă o poveste, să fie din niște piese în care nu toate sunt single-uri, care se... Deci crezi că un album trebuie să-ți dea o stare. Și, clar. Și fii atent, eu astăzi o să fac o petiție. Jean Gavril pe vinil. Ți-ar plăcea un vinil cu Jean Gavril? Nu era. Da, mulțumesc. Ți-ar plăcea un vinil cu Jean Gavril? Hashtag. Ce piesă dintre toate pe care le-ai lansat tu ai pune pe un vinil, față verso? Prima. Picioarele. Păi, hai, cântăm asta? Auzi picioarele? Vă că normal. Hai. Bine, 7 minute rămase până la 10. O să ne și despărțim aici, Joane, că... Ha, ha, ha. Asta e. Okay. Este... Te ajută la noi până la studio. Până data viitoare la voi. Până data viitoare la noi. Când? Ia zi. Păi, cred că în martie. Crezi? Ne aduce un mărțișor? Adică atunci aș vrea să ne aduce un mărțișor? Nelida anotează în calendar, da? Până atunci, Jean Gavril... Jean Gavril pe 36 martie la București FM. Jean Gavril vă tratează cu picioarele și o să vă și placă. Da, Nelida, da. Uitasem înainte, eu am vorbit deja cu el. Aha. Știu exact, okay. Are 6 piese, da? 6 ai zis? Numai 6 sunt norocoase, 6, da? 6-7, pe care urmează să le lanseze, deci eu deja am discutat. 6-7, eu vreau fapte. Nelida, știi că am multe.
Bună dimineața, București, se oprește aici. Mulțumim celor de la Ha-Ha-Ha Production. Mulțumim, mulțumim Vladimir, mulțumim Juno, mulțumim Sere, mulțumim Sore, mulțumim Cătălina, mulțumim tuturor celor de aici, mulțumim Tibi, mulțumim Dragoș, mulțumim băieților noștri care mulțumim au venit. Bogdan, Bogdan, mulțumim Jean Gabriel, mulțumim pentru sunet. Tuturor, mâine dimineața, 6 și jumătate. Cu Jean, El Jean. Picioarele reci. Bye. Bye. Eu adormit, tu îmi zâmbeai de neoprit. Mă sărutai, păcat că-i doar în capul meu. Mă dai afară din vis mereu. Abia ce mai rezist, respir secunde. Inima mea e tristă, vreau s-o asculte. Cea mai rebelă dintre frumoase. Clipești cam sincer cu gene false. Ești slăbiciunea mea. Te rog doar du-mă, sedu-mă și adu-mă înapoi după o lună. Sedu-mă așa. Du-mă, sedu-mă și adu-mă înapoi după o lună. Sedu-mă. Ah, ce picioare rece ai, ce picioare rece ai. Ah, ce picioare rece ai. Ah, ce picioare rece ai, ce picioare rece ai. Și pas după pas urmează stația. Timpuri noi și timpuri noi n-așteaptă pe noi doi. Și draga, draga mea, tu într-o zi vei fi a mea. Pentru că așa vreau eu. Și soarele o să apună în timp ce spun noapte bună. Hai mai alintă-te un pic. Și în timp ce tu te alinți, eu să mă topesc după tine. Mă topesc după tine și zic bună. Sedu-mă și adu-mă înapoi după o lună. Sedu-mă așa. Du-mă, sedu-mă și adu-mă înapoi după o lună. Ah, ce picioare rece ai, ce picioare rece ai, ce picioare rece ai. Ah, ce picioare rece ai. Ah, când te uși lângă mine în pat, evident. Be smart, be cool, be fresh, be FM.